Este agitație mare la marginea capitalei. Autoritățile au declanșat încă de ieri operațiunea Să sigilăm Complexul Europa. Zeci de polițiști, jandarmi și comisari ai gărzii financiare sunt la această oră înăuntru. Verifică toate tarabele și actele comercianților. Autoritățile vorbesc despre o evaziune fiscală de peste 12 milioane de euro pe an. Petre Nechita este acolo. Petre, au mai venit astăzi oamenii la muncă? Bună ziua, Ana, bună ziua tuturor. O parte dintre comercianți au venit la muncă, deși știau foarte bine că aceste controle vor continua. Prefectul Capitalei a anunțat încă de ieri într-o conferință de presă că cei de la Garda Financiară, polițiștii și jandarmii vor veni zi de zi în Complexul Europa până când toată lumea va intra în legalitate. Comercianții care totuși și-au deschis astăzi tarabele probabil sunt convinși că au acte în regulă sau au încredere deplină în dexteritatea lor. Pentru că, să știți, în momentul în care apar aici jandarmii și polițiștii, în doar câteva secunde, toate tarabele pe care le vedeți acum deschise vor fi imediat închise, iar comercianții vor dispărea. Încă de ieri, spuneai și tu că au demarat autoritățile o acțiune de amploare, au fost sigilate mai multe tarabe, iar autoritățile au ajuns la concluzia că o singură construcție avea autorizație emisă prin 2008 de primăria sectorului 2. De atunci, nicio altă construcție nu a mai fost autorizată în această zonă, deși vorbim de peste 1000 de tarabe și de chioșcuri care au răsărit precum ciupercile după ploaie. Vă spuneam că autoritățile vor să vină zi de zi aici până când vor rezolva problema. O parte din marfă a fost deja sigilată și dacă în termen de 15 zile, așa zis și proprietari, nu depun o contestație, atunci marfa ajunge în proprietatea statului și ea va fi scoasă la licitație. E o problemă destul de serioasă aici în Complexul Europa, despre care autoritățile știau de multă vreme și care până acum n-a fost rezolvată. Dacă vor reuși asta, în urma acestei acțiuni de amploare, rămâne de văzut. Petre, mulțumesc. O aeronavă cu destin